Thank you for tuning in to Faith Connect. Gracias por sintonizarnos la conexión de, fe. Obrigado por sintonizar a conexión de fe. Bine ați venit la emisiunea Conexiunea Credinței, emisiunea care vă ajută să vă apropiați de Dumnezeu. Bine ați venit la emisiunea noastră. Sunt pastorul Radu Oprea de la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara. Prezența lui Dumnezeu este realitatea care caracterizează existența Universului nostru. Avem un Creator omniprezent, un Creator care își dorește să fie alături de creația Lui, să fie împreună cu creatura mâinii Lui, cu omul care poartă chipul și asemănarea celui care l-a făcut. Adesea, uitându-ne în jurul nostru la felul în care funcționează lumea, la felul în care merge viața noastră, avem impresia că de fapt Dumnezeu nu e prezent, că de fapt Dumnezeul nostru s-a retras undeva într-un colț de univers și privește impasibil la modul în care viața noastră se desfășoară independent. Adesea avem nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeu. Adesea e nevoie ca fiecare dintre noi să se întâlnească față în față cu Creatorul lui. Nu vorbim de o întâlnire fizică, nu vorbim de o întâlnire față în față în sensul literal al cuvântului, ci de o interacțiune personală la nivel spiritual. Scriptura este plină de oameni care au avut parte de o astfel de experiență. Unul dintre acești oameni este patriarhul Iacov. În prima carte a Bibliei, în cartea Geneza, cartea începuturilor, ni se relatează întâlnirea acestui om special, acestui om deosebit, în planul lui Dumnezeu cu Dumnezeul care i-a schimbat viața. Iacov s-a născut într-o familie în care a avut un frate mai mare, pe Esau. Esau care era îndrituit la dreptul de întâi născut, fiind primul, deși geamăn al fratelui său, primul care a văzut lumina zilei. Iacov l-a urmat îndeaproape, ținându-l de călcâi. Și toată viața a fost omul care a încercat prin toate mijloacele să iasă în față. A profitat din moment de slăbiciune din viața fratelui său, dar și de disprețul acestuia pentru dreptul lui de întâi născut, pentru a face să-și vândă dreptul de întâi născut pe un blid de linte, după cum bine știm cu toții expresia aceasta. Apoi, obligat să fugă din casa tatălui său, fugind de răzbunarea fratelui său, care era războinic, era viteaz și era destul de violent, fuge și se întoarce în țara de unde venea familia lui. Întâlnește rudele îndepărtate ale mamei sale și găsește o fată, găsește o familie. Se căsătorește, are două soții, are mulți copii. Socrul lui vrea să-l înșele. Socrul lui încearcă de nenumărate ori să-l păcălească, și de fiecare dată Iacov este cel care iese în față. La un moment dat, simte că s-a umplut paharul și acolo, și după mulți ani de exil. Decide să se întoarcă înapoi în casa tatălui său. După mulți ani de exil, omul acesta se întoarce în casa tatălui său, bogat, cu multe turme, cu o familie numeroasă, cu o viață frumoasă, cu un viitor strălucit. Toate astea pentru că Dumnezeu împlinise o rugăciune pe care Iacov o făcuse cu 20 de ani în urmă. Fugind de tatăl său, fugind de răzbunarea fratelui său, fugind către o țară unde nu știa ce îl va aștepta, Iacov vede cerul și vede o scară care unește pământul și cerul și face o rugăciune. Se roagă lui Dumnezeu și spune, dacă Dumnezeu va fi cu mine în drumul pe care urmează să-l fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce înapoi în pace în casa tatălui meu, atunci, Dumnezeul părinților mei, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, va fi și Dumnezeul meu. Trec două decenii și toate rugăciunile lui Iacov sunt împlinite. Trec ani și Dumnezeu își ține nu promisiunea, ci împlinește ceea ce Iacov îi cere. Și cu toate astea, iată-l pe Iacov întorcându-se acasă, îl vom întâlni în Geneza, capitolul 32, și cu toate astea, Dumnezeu încă nu este Dumnezeul personal al lui Iacov. Cu toate astea, Iacov încă nu l-a întâlnit personal pe Dumnezeu. De aceea aș vrea să vă invit să citim împreună din Geneza, capitolul 32, începând cu versetul 24, momentul în care Iacov se întâlnește cu Dumnezeu și felul în care această întâlnire îi schimbă viața. Geneza, capitolul 32, cu versetul 24. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacov i-a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune mi te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locul lui acelui anumele Peniel, căci a zis el, l-am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Întâlnirea cu Dumnezeu, un eveniment traumatizant pentru Iacov, pentru că vine pe fondul unei împietriri a inimii, vine pe fondul unei încăpățânări a acestui om care era obișnuit ca toate să iasă după planul lui. Vine pe fondul unui om care are succes, unui om care a învins până acum în toate bătăliile pe care le-a purtat. Cu excepție. Lupta cu Dumnezeu. Întâlnirea aceasta ne este descrisă. Ca o luptă și cred că ar trebui să observăm și să nu trecem peste detaliul acesta. Adesea, interacțiunea dintre noi și Dumnezeu este o luptă. Și Dumnezeu se luptă cu noi pentru că noi ne împotrivim dorinței Lui de a se apropia de noi. Dumnezeu vrea să se apropie de noi în termenii Lui. Noi am vrea ca Dumnezeu să vină în viața noastră, dar în termenii noștri. El să fie un fel de furnizor, El să fie un fel de slujitor al nostru, al planurilor noastre. Dar Dumnezeu are planurile Lui. Dumnezeu vrea ca noi, cu, real, cu resursele pe care le avem, cu lucrurile pe care ni le-a dat, să ne înscriem în planurile Lui și să lucrăm noi pentru El, nu El, pentru noi. Și binecuvântarea să fie aceea de a fi slujit lui Dumnezeu și de a fi fost în planul Lui. Dumnezeu avea un plan măreț pentru Iacov. Nu doar ca Iacov să fie bogat, nu doar ca Iacov să fie un om de succes, ci ca Iacov să devină o verigă esențială în planul lui Dumnezeu de răscumpărare a întregii umanități. Iacov se devine o verigă fundamentală în nașterea, în înființarea poporului Israel, din care ulterior avea să vină Mesia, Mântuitorul Hristos Iisus al întregii umanități. Iacov încă nu vede planul acesta în ansamblu. Iacov încă nu înțelege tot planul lui Dumnezeu și de aceea și de aceea se împotrivește lui Dumnezeu. Textul pe care l-am citit Spune că Iacov, rămânând singur în noaptea aceea, s-a luptat cu un om până în revărsatul zorilor. Omul acela văzând că nu îl poate învinge. V-ați gândit vreodată cum este să se lupte Dumnezeu cu tine și să nu te poată învinge? Evident că nu e vorba de o luptă fizică. Oricât ar fi fost de puternic Iacov și știm că Iacov, cel puțin în tinerețea lui, era vânjos, era tare, era puternic. Oricât ai fi de puternic fizic, cu Dumnezeu nu te poți lupta. Nu e vorba de o luptă fizică aici. Ci este o imagine a întregii vieți a acestui om și o imagine a întregii vieți a fiecăruia dintre noi. O luptă continuă cu Dumnezeu. O împotrivire continuă la ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața noastră. Nu ne-am împotrivit dacă Dumnezeu ar vrea să ne dea bani, să ne dea sănătate, să ne dea viață lungă. Nu ne împotrivim atunci când Dumnezeu vrea să ne dea. Ne împotrivim atunci când Dumnezeu ne cheamă. Ne împotrivim atunci când Dumnezeu ne spune, da, vreau să te întorci în casa tatălui tău, în țara ta, dar nu ca să-ți fie doar ție bine, ci ca eu să mă folosesc de tine. Eu să mă folosesc de ceea ce ți-am dăruit pentru împlinirea planurilor mele. Iacov îi promisese lui Dumnezeu asta. Iacov îi spusese lui Dumnezeu, Doamne, în ziua în care se vor întâmpla aceste lucruri. Deși n-avea niciun drept să-i condiționeze lui Dumnezeu nimic, cu toate astea Dumnezeu îi împlinește rugămintea. În noaptea aceea, întâlnirea lui Dumnezeu cu Iacov, și lupta lui Dumnezeu cu noi, întâlnirea lui Dumnezeu cu noi, începe cu o luptă. Duhul lui Dumnezeu se luptă cu Duhul nostru, Duhul lui Dumnezeu încearcă să ne convingă și uneori această întâlnire este una dureroasă. Vreau să priviți împreună cu mine la textul pe care l-am citit, la versetul 25, care spune în felul următor: Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu el nu-mi pot imagina cât de mare trebuie să fi fost durerea acestui om. Cât de mare trebuie să fie durerea atunci când, în urma unei lovituri violente, ți se scrântește șoldul, ți se dislocă piciorul din șold, încheietura ți se scrântește și durerile sunt cumplite, dar nu acesta este efectul cel mai dureros sau efectul cel mai puternic al unei asemenea întâmplări. Efectul cel mai puternic asupra lui Iacov nu este durerea, ci faptul că simte poate pentru prima dată în viața lui că nu mai poate sta pe propriile lui picioare. Ce înseamnă să te prăvălești la pământ? Ce înseamnă să nu mai poți să mergi? Ce înseamnă să realizezi că din momentul acela, practic, tu nu mai poți să stai pe propriile tale picioare? Eu o imagine. Dumnezeu vrea să ne arate atunci când se întâlnește cu noi. Că în relație cu El suntem total dependenți de El. De aceea Iacov Înțelege un lucru esențial. Un lucru esențial că trebuie să depindă de Dumnezeu. Că este complet dependent de Dumnezeu, de fapt. Și unul dintre lucrurile care probabil l-au speriat cel mai tare este ceea ce Dumnezeu îi spune în versetul următor. Omul acela a zis: Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Lasă-mă să plec. Ce mesaj din partea lui Dumnezeu? Sigur că Dumnezeu nu îi spune lui Iacov lasă-mă să plec pentru că Iacov ar fi putut să-l rețină. Iacov este zdrobit, este la pământ, este cu încheietura scântită, în dureri mari și dezorientat. Dumnezeu îi spune, de fapt, lui Iacov aici, Iacov, cred că de data asta va fi ultima dată când ne întâlnim. Ți-am dat tot ce mi-ai cerut. Mi-am umplinit față de tine, ți-am umplinit toate dorințele, toate rugămințile și cu toate astea. Ai toate lucrurile, dar nu mai ai pe mine. Ai toate lucrurile și nu mai ai pe mine și vreau să vezi cum arată viața aceasta. Ca un om cu încheietura scrântită. Așa arată viața unui om care nu este transformat de interacțiunea cu Dumnezeu. Poți să ai toate lucrurile. Poți să ai familie numeroasă, poți să ai sănătate, poți să ai tot ce îți dorești. Și în ultima instanță, viața fără Dumnezeu, fără prezența lui Dumnezeu, este ca unui om prăbușit la pământ. Chiar dacă o vreme nu ne dăm seama de lucrul acesta, chiar dacă uneori avem impresia că o ducem bine și că toate merg bine, viața fără Dumnezeu este ca unui om prăbușit la pământ. Aceasta este revelația lui Iacov din dimineața aceea. După ce noaptea trece și se revarsă zorile, Iacov înțelege, înțelege că dacă Dumnezeu pleacă de la el, tot ce are el, tot ce s-a întâmplat, în tot ce s -a întâmplat în viața lui de până atunci, nu are mare valoare. De aceea, pentru a doua oară, Iacov îi face lui Dumnezeu o rugăciune. Iată rugăciunea lui Iacov față de Dumnezeu. Iacov a răspuns: Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Nu te voi lăsa să pleci. Nu vreau să pleci de la mine. Nu vreau să te desparți de mine. Nu vreau. Vreau binecuvântarea ta. Cererea lui Iacov este una atât culturală pentru că în vremea aceea. În vremea aceea o interacțiune spirituală cu cineva care este îți este superior, cerea de obicei o binecuvântare și Iacov cere o binecuvântare de la Dumnezeu. Și nu știe la ce se aștepte, dar foarte interesant este că Iacov nu mai condiționează binecuvântarea. Cu două decenii în urmă avea planul foarte clar. Cu două decenii în urmă știa exact ce așteaptă de la Dumnezeu: însoțire, protecție, prosperitate și întoarcere. Și dacă Dumnezeu va face toate astea pentru mine, atunci voi fi atât de împlinit ca om, încât mă voi închina lui Dumnezeu. Le are pe toate. De data asta nu mai cere El binecuvântarea. De data asta nu mai spune El cum trebuie să arate binecuvântarea pe care Dumnezeu ar trebui să-i dea. Ci cere ca Dumnezeu să-i dea. Când îi cerem lui Dumnezeu să ne binecuvânteze, la ce ne gândim? Dacă te-ai lui Dumnezeu acum și îi spune lui Dumnezeu, Doamne, Binecuvântează-mă. Binecuvântează-mă. La ce te gândești? Poate te gândești la sănătate, fiindcă ai suferințe fizice. Avem boli în trupurile noastre. Nu există persoană în lumea aceasta care să nu treacă prin suferințe fizice. Este consecința trăirii într-o lume afectată de păcat. Avem în viața noastră o mulțime de examene importante și cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, în examen, Doamne, ajută-mă să trec cu bine peste examenul acesta. M-am pregătit, am învățat sunt, sunt gata să mă apropii de el, dar am nevoie de binecuvântarea ta. Doamne, binecuvântează-mă cu o familie. Sunt la vârsta când trebuie să mă căsătoresc, îmi trebuie un partener de viață, îmi trebuie un soț, o soție. Binecuvântează-mă și dă mi -l. Doamne, binecuvântează-mă cu un loc de muncă sau cu un loc de muncă mai bun decât cel pe care l-am în momentul de față. Doamne, binecuvântează-ne cu copii. Ne-am căsătorit și vrem copii. Sunt atât de multe lucruri în viața noastră în care cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunt atât de multe lucruri care credem că dacă Dumnezeu ni le-ar da, lucrul acesta ar face ca viața noastră să se schimbe radical, ca viața noastră să se schimbe și să fie mult mai bună. Da, interacțiunea cu Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu schimbă viața noastră. Dar atitudinea lui Iacov este admirabilă în dimineața aceea. Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Nu vreau să pleci de la mine fără să-mi dai binecuvântarea. Nu mai pune condiții. Ci Iacov acceptă planul lui Dumnezeu, acceptă voia lui Dumnezeu, oricare ar fi ea. Și primul lucru pe care Dumnezeu îl face în viața lui Iacov, primul lucru pe care Dumnezeu îl are în vedere, este o nouă identitate pe care vrea să o dea omului acestuia. Iată ce spune Scriptura. În versetul 27, Dumnezeu întreabă, cum te cheamă? Cum îți este numele? Aceasta este o experiență pe care fiecare dintre noi o avem. Atunci când ne întâlnim cu cineva, ne recomandăm și numele nostru ne reprezintă. Numele este acea etichetă care ne însoțește toată viața noastră. Numele pe care îl purtăm de când ne naștem până când plecăm din lumea aceasta este o parte esențială a identității noastre. Cu atât mai mult în Scriptură. Cu atât mai mult în Biblie, acolo unde numele oamenilor înseamnă mult. Cel ține de călcâi. Înșelătorul, cel capabil să iasă înainte, să iasă în față, cel capabil să aibă succes. Ăsta sunt eu. Dar astăzi sunt la pământ. Astăzi sunt prăvălit. Iacov răspunde, este numele meu. Însă Dumnezeu îi spune, am să-ți dau un alt nume. Te vei chema altfel. Așa ne spune versetul următor. Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Un nume nou, o nouă identitate. De ce Israel? Israel pentru că Iacov a fost un luptător. Iacov a fost un luptător și în lupta lui cu oamenii a știut să iasă biruitor. În lupta cu oamenii ești biruitor atunci când ești mai inteligent decât ei, mai pregătit decât ei și mai puternic decât ei. Lupta cu oamenii, resursele tale personale pot să fie suficiente pentru a ieși biruitor. Dar cum ești biruitor? Când ești biruitor în lupta cu Dumnezeu? Pentru aceasta vreau să vă aduc în atenție, în imagine, un meci de box. Există situații în meciurile de box când unul dintre adversari este clar în inferioritate. Pumnii adversarului îl macină, îl lovesc în toate părțile organismului. Fața este tumefiată, ochii sunt aproape închiși și este în pericol nu doar să piardă lupta, ci este în pericol să-i fie pusă uh, în pericol chiar integritatea fizică, dacă nu chiar viața. Un antrenor în momentul acela aruncă prosopul și vezi cum antrenorul aruncă peste ring prosopul alb în mijlocul meciului. Știi momentul acela că lupta s-a încheiat. Cu greu, se ridică de jos. Trebuie să fie sprijinit, trebuie să fie ținut ca să poată să se ducă de o parte a arbitrului. Arbitrul de ring apucă mâinile celor doi și așteaptă decizia judecătorilor. Și evident, în mod normal, decizia judecătorilor este că cel ce a rămas în picioare a câștigat. Cum ar fi într un meci de box, să vezi că arbitrul ridică mâna celui care a aruncat prosopul. Ai fi șocat ai fi șocat. Și cu toate astea exact așa se întâmplă lucrurile în relația cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu poți fi biruitor câtă vreme te lupți cu El. Câtă vreme stai în picioare, câtă vreme îi te împotrivești. Cu Dumnezeu nu poți fi biruitor. De aceea, dacă vrei să fii biruitor în lupta cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să te declare câștigător, aruncă prosopul. Renunță! Recunoaște-te în frânt de dragostea lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu pentru tine, de, de caracterul lui Dumnezeu care te caută și vrea să fii a Lui. Doar în ziua în care vei înceta să te lupți cu Dumnezeu, vei fi cu adevărat biruitor în lupta cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va da o identitate nouă. În ceruri, când vom ajunge, vom purta un nume nou. Vom avea un nume nou pe care încă nu-l cunoaștem, nu-l știe nimeni. Fiecare dintre noi va avea o nouă identitate, un nume nou. Dar mai mult, aici pe pământ, în lumea în care trăim, Scriptura spune că Dumnezeu a dat tuturor celor ce cred în persoana Domnului Isus Hristos dreptul să poarte numele de copii ai lui Dumnezeu. O nouă identitate spirituală. Așa se schimbă viața noastră. În momentul în care Dumnezeu se atinge de noi, în momentul în care interacțiunea noastră cu Dumnezeu este una personală, apropiată, Dumnezeu schimbă viața noastră, dându-ne o identitate nouă. În cazul lui Iacov, lucrurile sunt foarte interesante pentru că numele acesta este cel pe care Dumnezeu alege să fie dat poporului care se va naște din el. Nu numele părinților lui, nu numele copiilor lui, ci numele acestui om, acest nume nou pe care Dumnezeu îl dă lui Iacov. Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, este numele pe care îl poartă poporul pe care Dumnezeu alege să-l folosească în antichitate, pentru a răspândi cunoștința de el în lume, pentru a-l aduce pe Mesia în lumea noastră. O nouă identitate este ceea ce Dumnezeu dă celui ce se întâlnește cu el și se lasă schimbat. Apoi spune Scriptura că în versetul 30 Iacov a pus locul acelui anumele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață în momentul în care ne întâlnim cu Dumnezeu, cea mai mare binecuvântare este să poți spune l-am văzut pe Dumnezeu față în față. Să vezi pe Domnul față în față. Asta este cererea lui Moise mai târziu, când Dumnezeu îi se arată și Moise spune, Doamne, arată mi gloria ta, arată mi fața ta, vreau să te văd. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, din pricina păcatului, din pricina stării de păcat în care trăiți voi ca oameni, nu puteți, nu poți să vezi Fața mea. Nu poate omul să vadă fața lui Dumnezeu și să trăiască. Iacov este extraordinar de încântat de întâlnirea cu Dumnezeu, de faptul că are această apropiere de Domnul. Apropierea de Domnul este foarte importantă. Pentru că Domnul, deși pleacă fizic de lângă Iacov, Iacov zice: Vreau să rămână în memoria mea, în memoria urmașilor mei, în memoria tuturor celor ce vor citi despre ceea ce s-a întâmplat faptul că l-am văzut pe Dumnezeu față în față. Binecuvântarea este faptul că Dumnezeu, deși nu este fizic în mijlocul nostru, nu este trupește încă alături de noi, El este lângă noi. Scriptura spune că tuturor celor ce cred în El le-a trimis Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, Duhul Sfânt, care vine să locuiască alături de noi și să ne asigure prezența lui Dumnezeu în fiecare zi. Să ne ajute să rămânem, să trăim în prezența lui Dumnezeu. Omul acesta n-a devenit un om perfect. Dacă veți citi istoria vieții lui mai târziu, veți vedea eșecuri, veți vedea judecăți care nu sunt perfecte, veți vedea faptul că copiii lui îl dezamăgesc, familia lui nu este una perfectă, cu toate acestea. Viața lui din acest moment înainte se schimbă. Viața lui din acest moment înainte este trăită în perspectiva lui Dumnezeu. Este trăită din perspectiva prezenței lui Dumnezeu în viața lui. Întâlnirea cu Dumnezeu cere celebrare, cere laudă la adresa lui Dumnezeu și ne face să sărbătorim momentul acela. Momentul acela devine unul decisiv pentru fiecare dintre noi. Pentru Iacov. Pentru Iacov, momentul întâlnirii cu Dumnezeu este esențial. Este esențial. Numește un loc Geografic cu numele acesta și ridică acolo o piatră de aducere aminte, cel puțin din punct de vedere spiritual, întâlnirii cu Dumnezeu. Aș vrea să vă încurajez să sărbătoriți întâlnirea cu Dumnezeu. E atât de plăcut să te poți întoarce în locurile pe care le-ai marcat în viața ta ca fiind importante și să spui: Aici am sărbătorit cu tare moment, aici am sărbătorit cu tare moment, atunci, acolo am sărbătorit întâlnirea cu Dumnezeu. Nu lăsați ca! întâlnirea cu Dumnezeu, momentele de întâlnire specială cu Dumnezeu să rămână niște momente undeva șterse în multitudinea de amintiri a vieții dumneavoastră, ci sărbătorițile. Marcați-le cu roșu în calendarul vieții dumneavoastră și revizitați-le din când în când, singuri sau împreună cu cei de lângă dumneavoastră. Un ultim lucru pe care întâlnirea cu Dumnezeu o face, îl face în viața lui Iacov este că îi dăm încredere îi dă încredere în Dumnezeu. Nu este în textul pe care l-am citit, dar înainte, pregătindu-se de întâlnirea cu Esau, aflând că Esau vine în întâmpinarea lui, neștiind intențiile lui și bănuind, suspectând că vine cu intenții rele, Iacov își pregătește întâlnirea cu fratele lui. Își pregătește întâlnirea cu fratele lui împărțind turmele în turme mai mici și dispunându-le la o oarecare distanță una de alta, sperând ca întâlnind turmele acestea, și aflând că, de fapt, fratele lui vrea să-i le facă dar, cadou, Esau să se îmbuneze până când ajunge la el. El însuși, alături de copiii lui și nevestele lui, rămân la urmă de tot, în speranța că până va ajunge la el, Esau va fi îmbunat. Acesta este Iacov, cel vechi, cu o noapte înainte. Iacov, cel nou, Iacov întâlnit cu Dumnezeu, are încredere. Are încredere în planurile lui Dumnezeu, are încredere în ceea ce Dumnezeu vrea să facă pentru el. Așa că de data asta el însuși se pune în fruntea turmelor și se duce să întâlnească pe fratele său. Vestea extraordinară pentru el este că fratele lui venea nu să-l pedepsească, nu să-l jefuiască, nu să-l omoare, ci venea să-l primească înapoi acasă. Cât de frumos! Ce uimitor! Dumnezeu împlinise și ultima lui rugăminte și Iacov nu știa. Dar Iacov descoperea asta punându-și încrederea în Dumnezeu punându-și încrederea în faptul că dacă Dumnezeu a fost cu el, a supraviețuit întâlnirii cu Dumnezeu, a primit o nouă identitate. Acum este un om care poate să aibă încredere în ceea ce Dumnezeu face pentru el. Multe întâlniri vor fi în viața noastră după întâlnirea cu Dumnezeu. Unele dintre ele dificile, unele dintre ele care ne vor face să să tremurăm, care ne vor face să ne punem întrebarea, oare ce se va întâmpla după aceea? Întâlnirea cu Dumnezeu te face să ai încredere. Din perspectiva viitoarelor întâlniri din viață, viitoarelor situații pe care va trebui să le înfrunți. Nu există în viața aceasta o altă întâlnire mai importantă a oricăruia dintre noi decât întâlnirea cu Dumnezeu. Nu există în viața noastră o altă persoană pe care ar trebui să ne străduim să o întâlnim, să o cunoaștem, cu care să avem interacțiune cât mai apropiată decât Dumnezeul nostru. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeul nostru, deși este una traumatizantă, este una care nu lasă viața noastră să rămână la fel ca înainte, este întâlnirea esențială, fundamentală a existenței noastre. Nu vei mai fi la fel. După ce îl întâlnești pe Dumnezeu, vei fi schimbat. Vei fi altfel. Și schimbarea aceasta s-ar putea să ne sperie. Perspectiva aceasta s-ar putea să ne sperie, să ne întrebăm ce va face Dumnezeu cu mine. În ce mă va transforma Dumnezeu? Ce fel de om voi fi de aici încolo? Dumnezeu va lua ceea ce este bun în viața ta și va folosi pentru planurile Lui. Și va face ca viața ta să fie binecuvântată de prezența Lui. Și Dumnezeu se va asigura că identitatea nouă pe care ți-o dă devine importantă în planurile pe care Dumnezeu le are și în care vei fi integrat. Și Dumnezeu te va binecuvânta pentru viitoarele întâlniri pe care le vei avea, pentru viitoarele experiențe de viață către care te vei îndrepta. Căutați să vă întâlniți cu Dumnezeu. Căutați-l pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi, câtă vreme Dumnezeu este accesibil. Apropiați-vă de el. Dumnezeul nostru s-a revelat în mod desăvârșit prin Domnul Isus Hristos și prin el, prin persoana lui Hristos. Toți cei care vor să-l caute pe Dumnezeu îl vor găsi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumim că ați urmărit emisiunea Conexiunea Credinței. Emisiunea care vă ajută să vă apropiați de Dumnezeu.